Metabolismul este motorul care alimentează corpul nostru, transformând mâncarea în energie. Cu toate acestea, există multe obiceiuri zilnice care pot încetini tot acest proces vital. Problema este că mulți oameni nu sunt conștienți de modul în care își pot afecta negativ metabolismul. Un dezechilibru metabolic apare atunci când există o perturbare în procesele chimice și fizice care au loc în organismul nostru pentru a menține echilibrul și funcționarea corespunzătoare. Acest echilibru este crucial pentru metabolismul sănătos și pentru capacitatea organismului de a transforma mâncarea în energie și de a menține funcțiile vitale. Există mai mulți factori care pot contribui la producerea unui dezechilibru metabolic și exact despre acest lucru vă voi vorbi astăzi. Dieta dezechilibrată. Unul dintre cei mai mari vinovați pentru încetinirea metabolismului este o dietă dezechilibrată, bogată în alimente procesate, zahăr și grăsimi saturate. Consumul excesiv de astfel de alimente poate duce la creșterea în greutate și la scăderea ratei metabolice. Lipsa de hidratare. Apa joacă un rol crucial în procesele metabolice ale corpului. Lipsa hidratării corespunzătoare poate încetini metabolismul, făcându-ne să ne simțim slăbiți și obosiți. Somnul insuficient. Lipsa somnului de calitate poate perturba hormonii care reglează foamea și sațietatea, crescând pofta de mâncare și determinându-ne să consumăm mai multe calorii. Acest lucru poate duce la creșterea în greutate și implicit la încetinirea metabolismului. Stresul constant. Stresul cronic poate perturba echilibrul hormonal al corpului și poate duce la creșterea nivelului de cortizol, cunoscut drept hormonul stresului. Cortizolul în exces poate încetini metabolismul și poate contribui la depunerea grăsimilor în zona abdominală. Lipsa activităților fizice regulate. Un stil de viață sedentar poate duce la pierderea masei musculare și la scăderea ratei metabolice. Exercițiile fizice regulate nu numai că ard calorii, dar și ajută la menținerea masei musculare, ceea ce poate susține un metabolism sănătos. Consumul excesiv de alcool și cafeină. Consumul excesiv de alcool și cafeină poate afecta calitatea somnului și poate perturba echilibrul hormonal, ambele având un impact negativ asupra metabolismului. Pentru a menține un metabolism sănătos, este esențial să adoptăm un stil de viață echilibrat, să avem o alimentație sănătoasă și să facem exerciții fizice regulate. De asemenea, este important să ne gestionăm stresul și să ne asigurăm că dormim suficient. Prin conștientizarea acestor factori și prin adoptarea unor schimbări pozitive în viața noastră, putem să avem un metabolism sănătos și să ne bucurăm de o stare de bine generală. Așadar, dragi prieteni, să ne îngrijim de corpul nostru, să adoptăm alegeri sănătoase și să ne bucurăm de un metabolism activ și energic. Mi-ar plăcea tare mult să aud și părerea ta despre acest subiect, așa că te invit cu mare drag să-mi lași un comentariu. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uita să dați un like și să vă abonați pentru mai multe conținuturi interesante despre sănătate și fitness. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, iar până data viitoare, nu rămâne decât să vă salut cu respect!